Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Izabela Marinescu și suntem la o nouă ediție a emisiunii Parenting 21. Cu o dantură perfectă sau nu, mie îmi place să zâmbesc larg și să râd cu gura până la urechi. Pentru că, nu-i așa, un zâmbet frumos și sănătos ne poate schimba viața într-un mod miraculos. Din păcate însă, sunt copii, tineri, adulți care abia schițează un zâmbet. Și asta pentru că probabil au o problemă undeva la dantură, au sau nu au aparate dentare, deși acestea din urmă pot fi considerate accesorii la modă în zilele noastre. Trebuie să știți că anomaliile dentomaxilare pot fi tratate cu o rată mare de succes de un medic ortodont. Un astfel de specialist avem invitat și noi astăzi în platou alături de mine. Bună seara, doamna doctor Anca Oltean. Bună seara, bine v-am găsit. Dumneavoastră sunteți medic primar ortodonție și estetică dentofacială. De fapt este ortodonție și ortopedie dentofacială. Însă partea de estetică vine oarecum la pachet. La pachet, da. Care e diferența? Spuneți-ne despre această specializare. Adică sunteți mai mult decât un stomatolog. Da, oarecum. Pentru că trebuie să privim lucrurile și dintr-o perspectivă per ansamblu. Adică trebuie să încadrăm zâmbetul în contextul facial. Și atunci, dacă ne legăm de acest aspect, este normal să încadrăm ortodonția în ramura de estetică dentară. Și care este rolul ortodonției, ortodontului? Mă refer aici la copii, că vorbim despre copii și aici ne adresăm părinților. Și de ce ar trebui un părinte să ducă copilul și la ortodont? Vorbesc aici din perspectiva unui părinte, ca să zic așa. Pentru că sunt mămică a doi băieți. Este normal că le proiectăm viitorul și atunci cumva trebuie să avem grijă și de aspectul estetic al copiilor noștri, iar dinții fac parte din această categorie. Și atunci, pe lângă faptul că trebuie să avem grijă de sănătatea dinților, copiilor, trebuie să avem grijă și de aspectul lor estetic. Și e normal să ne adresăm și unui ortodont la un moment dat. O problemă din punctul ăsta de vedere netratată. Care ar fi impactul pe termen lung netratată la un copil? Vorbiți de problemele legate de sănătatea dentară sau de aspectul dinților? De aspectul dinților. Păi depinde în ce măsură se va simți cel mic, da, la o vârstă mai mare, se va simți afectat de aspectul inestetic al dinților. Adică atunci când dinții sunt foarte înghesuiți, când mai ales dacă sunt caninii în afara arcadei și creează un aspect destul de neplăcut, sau sunt anumite contexte în care și eu știu, copiii mai observă anumite defecte și pot să apară diverse glume pe seama copilului, normal că îi creează neplăceri. Haideți să luăm un pic așa cronologic și să mergem în prima parte, la bebelușie. La bebelușie ducem copilul după ce apar dinții sau când e cel mai potrivit să ducem copilul prima dată la medicul dentist, să spun? Dacă totul este în regulă, în jurul vârstei de 3 anișori ar trebui să ajungă la un medic stomatolog, la un pedodont, ca să zic așa. Atunci când toți dinții de lapte sunt prezenți pe arcadă și trebuie să supraveghem atât integritatea dinților, cât și igienizarea corectă a cavității bucale. Deci în jurul vârstei de 3 anișori. Însă până la 3 ani este foarte bine de însușit igiena dentară. Vorbesc de părinți, da? Pentru că ei sunt cei care sunt responsabili de igiena dentară și trebuie să și supravegheze copilul ca să aibă o igienă dentară riguroasă. Când vorbim de igienă dentară, ne referim după apariția dinților sau începe înainte și îngrijim și gingiile? Nu, chiar și înainte de apariția dințișorilor. Da? Chiar din prima zi de viață. Mă rog, din primele zile de viață. Okay. Se realizează igiena cavității bucale. Cu ana la compresă, cu glicerină, trebuie ștersă gurița copilului ca să nu rămână resturi de lapte și să favorizeze, eu știu, apariția candidozei bucale. Ulterior, după ce apar primii dințișori,
se introduce periajul dentar. La început în joacă, cu periuțe speciale pentru vârsta copilului, cu paste de dinți speciale, evident, fără să folosim fluor până pe la 3-4 ani, până când copilul nu știe să clătească gurița cum trebuie. Iarăși este bine ca să fie evitate consum excesiv de dulciuri în perioada asta a copilăriei. Sunt anumite obiceiuri vicioase care trebuie să, pe care părinții trebuie să știe să le dezvețe, cum ar fi subtul degetului. Unii copii se nasc cu acest obicei. Și din primele zile de viață, bine, este și firesc, copilul are instinctul de subt și atunci își caută degețelele și le găsește uneori și atunci și dacă nu, subtul prelungit al degetului poate să producă o anomalie dentară. Poate să producă așa numita o compresie de maxilar sau ocluzie sau chiar și ocluzia deschisă. Și dacă vrem să-i scoatem degețelul din guriță, îi dăm suzeta. Ce am făcut? Am căzut din la câmpuț? Da, subtul și al suzetei este tot așa un obicei vicios. Mă rog, e mai ușor de dezvățat suzeta, subtul suzetei, decât subtul degetului. Însă cel mai bine este să obișnuim să-i dăm copilului sân. Subtul la sân este cel mai indicat în primul an de viață. Există și aici mituri că dacă îi dăm prea mult apar, cariile? Sau cariile sunt doar de biberon? Cariile sunt doar de biberon. Subtul biberonului în timpul nopții, în special după apariția dinților de lapte, poate să ducă la apariția cariilor de biberon. Ce sunt cariile de biberon? Faptul că laptele stagnează pe perioada nopții produce procese fermentative care demineralizează smalțul dinților. Cei mai afectați într-o primă fază sunt incisivii superiori, cei de sus, da? Incisivii de sus. Și atunci, la început apar pete albe cu aspect cretos în jurul dinților, care ulterior se maronesc, se impregnează cu diversi coloranți din cavitatea bucală și apar cariile. Dacă sunt descoperite într-un stadiu incipient și se suprimă biberonul în timpul nopții, atunci avem toate șansele ca dinții să se remineralizeze și să rămână așa sau să poată fi tratați ulterior. Dacă acest obicei continuă și deși copilul plânge pentru că la un moment dat apar carii complicate, părintele nu-și dă seama și continuă cu administrarea laptelui și în timpul nopții, pot să apară și abcese dentare, complicații destul de urâte. Și atunci ce facem? După biberon sau după subtul la sân? După fiecare masă de seară, copilul trebuie să aibă o igienă dentară. Și da? De noapte? Înainte de culcare. Păi sunt care, sub și, care, în fine, sau se hrănesc, sunt hrăniți la biberon și în timpul nopții. Atunci ce facem? Am auzit recomandări de genul că trebuie spălat pe dinți și atunci, acum, nu știu, de obicei se dă biberonul ca să se adoarmă copilul la loc undeva la 3 dimineața, parcă nu-ți mai vine să-l trezești și să-l speli și pe dinți. Nu, eu vorbesc de acel obicei în care copilul chiar stă toată noaptea cu okay. biberonul în guriță. Da? E adevărat că dimineața și seara sunt indicate 2 periaje pe zi, sunt suficiente. În restul zilelor, în restul timpului putem să creăm anumite obiceiuri alimentare, de exemplu sunt fructele mai tari care pot fi mestecate și care asigură o curățare suficientă a dinților copilului. Aici mă refer la fructe tari, adică mere, eu știu, toate fructele de sezon, mai puțin bananele care sunt mai lipicioase. Ar trebui să ne îngrijorăm, adică poate fi și o cauză a lipsei igienei sau unei igiene precare, faptul că apar mai târziu anumiți dințișori sau apar probleme, mă refer la erupția dentară, poate fi legată și de igiena dentară? Erupția dentară? Uh-huh. Nu, erupția dentară este strict un program genetic și care se desfășoară în anumite intervale. Uh-huh. În general, poate fi
poate să respecte orarul stabilit al erupției dentare, așa cum îl știm, dar poate să fie, dinții pot apărea și mai devreme și atunci vorbim de o erupție precoce sau un pic mai târziu, o erupție tardivă. În general se consideră că atunci când dinții apar un pic mai târziu, au un timp de mineralizare mai mare intraosos și rata cariilor este mai scăzută ulterior. Însă nu este ceva bătut în cuie. Majoritatea întrebărilor pe care vi le adresez, pentru că o să ajungem și la specialitatea noastră, la ortodonție, au venit și de la mămicile care urmăresc emisiunea noastră, mămici și de bebeluși. Și de aceea aș vrea să atingem un pic și subiectele acestea. Dinții de lapte, nu știu, existau mituri sau mai există încă, conform cărora nu trebuie să le acordăm atâta atenție, pentru că oricum stau puțin în guriță, pică și ne preocupăm de cei definitivi. Nu, cum stau lucrurile? E complet diferit. În primul rând că trebuie să asigurăm copilului o stare de bine pe toată perioada copilăriei și atunci în această stare de bine includem și dentiția, fie că e temporară, fie că e definitivă. Deci copilul trebuie să mănânce bine, să se alimenteze bine și să aibă o stare de confort. Și atunci, dacă apar durerile de dinți, starea de confort, evident că s-a cam dus. Deci, e foarte bine să tratăm cariile pe dinții de lapte încă de la apariția lor. Pentru asta, că noi nu stăm să ne uităm toată ziua în gurița copilului, însă se fac controle periodice. Și atunci, începând de la, eu știu să zic, 3 anișori, este bine ca să se uită un stomatolog în gurița lui, să-i facă un consult și să vadă dacă e nevoie de sigilări. De regulă se fac sigilările pe suprafețele cu care mestecăm, pe suprafețele măseluțelor care au șanțuri și fosete. Și atunci, pentru că ele sunt retentive, se recomandă sigilarea cu anumite materiale speciale care previn apariția cariilor. Și, evident, apoi să controlăm copilul, da, să aibă o igienă riguroasă până când poate să facă singur cele două periaje care sunt indicate pe zi, dimineața și seara. Mi-ați ridicat la fileu acum mai multe întrebări. Putem să detaliem un pic ce înseamnă sigilarea aceasta, că mulți părinți nu știu exact ce presupune. Adică e ok să mai spală copilul pe dinți? E total protejat? Sau? Sigilarea înseamnă că în șanțurile și fosetele de pe suprafețele molarilor, fie că sunt definitiv, fie că sunt temporari, se aplică un material care are rolul de a împiedica aderarea alimentelor în acele porțiuni. Da? Deci sunt doar suprafețele cu care noi triturăm, cu care noi masticăm alimentele. Asta nu înseamnă că gata, nu ne mai spălăm pe dinți sau am scăpat de carii. Nu. Este doar o măsură de prevenire a cariei dentare pe acele suprafețe dentare. Pentru că, de exemplu, interdentar, între dinți, unde periuța nu ajunge și noi nu putem să facem sigilări acolo, este indicată folosirea aței dentare, da? Care curăță spațiile dintre dinți. Învățăm și pe copilași cu ața dentară? E mai greu să învățăm pe ei. Noi trebuie să facem asta. Uh-huh. Deci, cam după 3-4 anișori, e bine să avem să apelăm și la obiceiul acesta de a curăța spațiile interdentare. Tocmai ca să prevenim apariția cariilor interdentare la copii. Demers la curățare a dinților, la detartraj, se merge și cu copiii? Sau mai e prea rar, mult? E mai rar. Însă okay. Un periaj dentar, deci rolul acelui control de la 3 anișori este și acela de a ajuta copilul să însușească un periaj dentar corect. Și atunci medicul îi arată cum să facă periajul dentar, da? Sunt niște mișcări pe care trebuie să le urmeze, să le folosească. Uh-huh. Și atunci, fie că e vorba de periajul mecanic, fie că este vorba de periajul cu electric, e foarte bine ca să își însușească o tehnică corectă pe care să o folosească apoi toată viața.
fi recomandat să introducem periuță electrică la copii micuți? Adică pot deprinde gesturile mecanice la fel de bine? Mai mult părinții o să fac periajul electric la copii. Da? Deci, că mie, sincer, mi se pare că se joacă un pic. Ei cu... se joacă, da. Normal, că totul e o joacă. Deci chiar de la prima, da, de la apariția primilor dințișori după vârsta de un an, în jurul vârstei de un an, când deja incisivii sunt prezenți în cavitatea bucală, periajul trebuie să fie ca o joacă. Da? Întâi dăm copilului o periuță absolut, o periuță normală, adecvată vârstei lui și îi arătăm cum facem noi și prin faptul că el copiază ceea ce facem noi, o să înceapă și el să facă un periaj. Evident, acesta trebuie supravegheat de părinte. Cam când e pregătit el așa să facă un periaj riguros? Cam pe la ce vârstă să avem încredere să-l lăsăm să se spele singurel? Cu puțină consecvență, în jurul vârstei de 3 anișori, 3-4 ani, el știe cum să facă mișcările corecte. Da, v-am repet, trebuie supravegheat permanent. Și periuța electrică. E mai ușor de folosit periajul electric la copiii mici. Poate că la început ei se sperie că bâzie și e un pic mai neplăcut, însă pentru părinte e un pic mai ușor de efectuat. Da, v-am spus, dacă totul este ca o joacă la început, normal, așa se fac orice deprinderi. Tot începe din joacă. Și ați mai spus ceva, dimineață și seară, că e suficient periajul. Sunt unii adulți care se spală mult mai des, chiar și după fiecare masă, și probabil vor să dea mai departe aceste obiceiuri și copiilor. Este sănătos un periaj des? Zilnic? Da, se poate. Putem să facem și de câte ori dorim periajul. Ideea este să nu folosim mișcări intempestive, adică să nu frecăm dinții foarte puternic și în special cu mișcări orizontale, pentru că putem produce anumite leziuni, da? Și gingivale și dentare. Deci poate putem produce anumite abraziuni, în special la coletul, la gâtul dinților. Și dacă periajul este atât de intempestiv și mișcările sunt foarte energice, deci nu folosim, eu știu, un periaj cu substanțe abrazive, de pildă, cu bicarbonat de sodiu sau substanțe puternic abrazive și cu mișcări cu apăsare puternică, pentru că se pot produce și abraziuni dentare. Deci, da, sunt anumite mișcări pe care trebuie să le învățăm și atunci periajul este ok. Dimineața și seara sunt suficiente două periaje. Evident că putem folosi și alte mijloace suplimentare. Ața dentară este una dintre ele, apa de gură. Mai nou și dușul bucal poate fi folosit. La copii mai rar, pentru că s-ar putea să se sperie. Da. Deci, igiena dentară și o alimentație sănătoasă sunt suficiente pentru a avea niște dinți sănătoși. Deci, aducem copilul undeva pe la 3 ani, la o primă vizită, și spuneați că ar fi bine să facem controle periodice. Cam la ce interval? Cam la 6 luni ar fi ideal. Sau minim, măcar o dată pe an. Da, ar fi... E suficient dacă mergem cu copilul la dentist. La ce ar trebui să fie atenți părinții să-și pună problema unui tratament ortodontic? Care sunt semnele care ne îndreaptă către un medic ortodont? De regulă, părinții ajung la ortodont îndrumați de stomatolog. Mm. Pentru că el este cel care depistează semnele precoce ale unei anomalii. Pentru că o anomalie dentară poate fi tratată chiar și de la 4-5 anișori, mai ales dacă este un decalaj destul de mare între cele două maxilare sau dacă sunt obiceiuri vicioase care ar putea fi dezvățate și ulterior să poată fi corectate, astfel încât evoluția ulterioară să fie una normală. Dar
cam în jurul vârstei de 7 anișori, este bine ca părintele să apeleze la un medic ortodont. Pentru că părinții ajung în cabinetele de ortodonție atunci când apar, când se permută incisivii, deci când se schimbă incisivii de lapte cu cei permanenți și când erup înghesuiți. Și atunci părintele își pune problema că da, ar fi bine să apelăm la un ortodont ca să vedem dacă îi putem îndrepta. Deci, în jurul vârstei de 7 anișori, cam așa ar fi indicat să ne prezentăm cu copilul la un medic ortodont. Și cauzele pentru care apar aceste anomalii, am menționat deja câteva. Sunt mai multe tipuri de cauze. Unele sunt genetice, deci unele anomalii sunt moștenite, cum e de pildă creșterea mandibulei în exces. Este un program genetic acolo care este imprimat în creșterea și dezvoltarea copilului. Adică dacă la bunici, la părinți, există o anomalie de, care presupune o creștere în exces pe mandibulă sau o creștere deficitară a maxilarului, atunci și copilul o va prelua și va fi, ulterior, va necesita tratament ortodontic. Adică va dezvolta această anomalie. Însă există și cauze funcționale pe care le dobândim în timpul vieții. Și atunci perturbă dezvoltarea normală a aparatului dentomaxilar. Una dintre cauze este subtul degetului sau al tetinei, subtul prelungit al tetinei, peste vârsta de un an. O altă cauză poate fi respirația orală, pe care prelungită, da? Nu vorbesc de episoadele de viroze sezoniere în care copilul mai respiră ocazional pe gură, ci respirația orală pe parcursul a mai multor ani. Atunci, în tot acest timp, pentru că maxilarul nu se dezvoltă corespunzător, da? El se îngustează și se alungește și apare anumită compresie de maxilar, în care incisivii sunt un pic înclinați în față. Și aspectul acela de dințișor de iepuraș. O altă cauză este pierderea precoce a dinților de lapte. Deci tratarea inadecvată sau lipsa tratamentului cariilor pe dinții temporari. Pentru că se produc migrări dentare și spațiile se îngustează, iar atunci când apar dinții permanenți, nu mai găsesc aceste spațieri și erup în poziții complet vicioase. Și cea mai frecventă anomalie este ectopia de canin, adică erupția caninilor în vestibulul bucal și apare acel aspect de canin de vampir. Da? Și toate acestea pot fi corectate și pot fi corectate încă din copilărie. Da, da. Pe de o parte, faptul că avem grijă ca dințișorii de lapte să rămână pe locul lor și integri și sănătoși până când urmează să se schimbe și, pe de altă parte, să fim conștienți că există anumite obiceiuri vicioase care pot perturba dezvoltarea normală a aparatului dentomaxilar. Și de la acest punct, de la descoperirea anomaliilor, se face un plan de tratament împreună cu părintele. Da, orice tip de tratament necesită un plan de tratament pe care îl facem în momentul în care copilul are nevoie de tratament ortodontic. Deci, tratamentul ortodontic este individualizat de la caz la caz și necesită timp și răbdare. Da? Pentru că nu este un tratament care să se desfășoare într-o singură ședință. De multe ori noi urmărim să stimulăm creșterea și dezvoltarea și atunci aceasta se face pe parcursul mai multor ani. Sau uneori, în anumite cazuri, tratamentul poate fi temporizat până când copilul schimbă toți dințișorii de lapte și se începe de la 12-13 ani. Deci, sunt... Pe cine e mai greu să pregătiți? Părinții sau copiii? A, nu. Nu e. Nu mi se pare ceva greu. Nu e, niciodată nu e. N-am perceput așa. Pentru că dacă există înțelegere și toate aspectele sunt lămurite de la bun început, atunci
tratamentul este ok. Este un tratament de durată, deci tratamentul ortodontic este un tratament de durată. Atunci, dacă și copilul și părintele știu de la început că așa stă treaba, e ok. Dar sunt, copiii sunt foarte receptivi. Mai ales când vine vorba de aparate mobile, că sunt își aleg culoarea, își aleg capțipildu, își aleg tot felul de... sunt joculețe, sunt foarte interactive toate toate poveștile astea și atunci devin și ei foarte captați, au un interes crescut pentru asta. Care e diferența între cele fixe și cele mobile? Când se recomandă unele, când altele? Cele mobile se mobilizabile, se folosesc pe, în perioada primei copilării, deci până, nu știu, vârsta de 9 ani, 9-10 ani, deci între 7 și 10 ani. Cele fixe se folosesc după ce copilul schimbă dințișorii temporar, deci când apar dinții definitivi. Mai nou se folosesc și alignerele, gutierele, deci se face tratament cu și la vârste mai mici cu gutiere, cu alignere dentare, cu gutiere dentare și sunt mai ușor de purtat acestea. Întâmpinați probleme? Sunt copii care nu le acceptă? Adică trebuie făcut ceva special ca să îi convingem să le poartă? Sunt incomode, în guriță? Nu știu. De regulă, înainte de orice demers, copilul trebuie să știe cum arată un aparat dentar, ce presupune asta. Și atunci, nu, n-am întâmpinat probleme de genul că nu ar vrea să le poarte. Dimpotrivă, dacă îi stârnești curiozitatea și interesul, atunci ai șanse 100% să-l captezi. Am văzut că există și chiar ne uitam și în imaginile pe care ni le-a spus la dispoziție, că există tehnologii moderne, nu? Și că se pot crea pe calculator, în spațiul digital și se poate arăta toți pașii tratamentului și presupun că așa implicați și copilașii. Așa este. Bineînțeles că inteligența artificială a intervenit și în domeniul nostru și atunci tehnica aceasta CAD-CAM este foarte la îndemână acum și cumva ușurează tot procesul acesta de amprentare, de stabilirea diagnosticului, de stabilirea planului de tratament, de previzualizarea rezultatelor tratamentului. Și e ușor, e mult mai ușor și pentru copii și pentru adulți. Vorbesc din perspectiva pacienților. Pentru că, pe de o parte, își pot vizualiza pe calculator situația dentară și e mult mai ușor așa. Bine, noi facem și fotografii dentare, atât înaintea tratamentului, cât și în timpul și după ce îndepărtăm aparatele, tocmai ca să poată fi mai ușor de vizualizat problemele care trebuie corectate și modul în care ele urmează să se corecteze sau situația finală la care am ajuns. Și tot parcursul acesta e un beneficiu și pentru părinte și pentru copil. În timpul purtării a aparatului e ceva la care trebuie să fie atent în mod special copilul sau în speță părintele? Mă refer la îngrijire. Da. Da, ca orice, eu știu, dispozitiv, necesită și el niște condiții de utilizare și niște reguli de igienizare. Fie că vorbim de aparatele mobile, fie că vorbim de cele fixe, se aplică niște reguli de utilizare. De pildă, acele aparate mobile trebuie spălate, odată ce spălăm dinții, trebuie curățate și aparatele mobile, deci dimineața și seara se realizează periajul aparatelor sau periajul alignerelor, în cazul în care facem un tratament cu gutiere. Iar dacă vorbim de aparatele fixe, aici se impun pe lângă regulile de igienă și folosirea mijloacelor de igienizare ajutătoare, adică sunt anumite periuțe interdentare sau periuțele electrice au capete speciale pentru aparatele fixe. Există și restricții alimentare, pentru că ele
aparatele sunt colate pe dinți o anumită perioadă de timp, după care trebuie să îndepărtate. Deci colajul nu este definitiv, este unul temporar. Și dacă mestecăm alimente dure în timp ce avem aparate fixe colate pe dinți, acestea se pot dezlipi. Ele se pot recola, însă dacă asta devine un obicei și pacientul se prezintă la fiecare control cu brecheți dezlipiți sau cu aparate dezlipite, evident că se va lungi și timpul de tratament. Și deci trebuie respectate anumite restricții alimentare, adică în perioada tratamentului cu aparate fixe nu avem voie să mâncăm alimente de consistență mai dură, respectiv, eu știu, cele crocante. Tot ce înseamnă crocant. Acum mi-a venit în imagine mușcă dintr-un măr, așa, cu poftă. Da, merele trebuie tăiate și mestecate cu atenție pe măsele, da? Nuci, alune, migdale, toate sunt dure și pot să ducă la dezlipirea aparatelor dentare. E adevărat că persoanele sub tratament, sub un astfel de tratament, sunt mai predispuse la apariția cariilor? Doar dacă nu respectă regulile de igienă. În altfel nu. Deci altfel totul este, totul decurge normal. Însă dacă placa bacteriană stagnează pe dinte, de jur împrejurul brechetului, atunci pot să apară leziuni de demineralizare pe suprafața expusă, da? Mai puțin pe suprafața de sub brechetul care este colat, că aceea este protejată de materialul de colaj. Însă pot să apară carii dentare dacă nu se realizează un periaj riguros. Așa este. Și post-tratament, iarăși este vreo atenție deosebită la ceva? Dacă s-a urmat tratamentul cu aparate dentare fixe, post-tratament sunt aparatele de contenție, însă igienizarea lor este foarte ușoară și ulterior, după îndepărtarea aparatului fix, în gutierele de contenție se pot face și ședințe de fluorizare care împiedică, care, mă rog, remineralizează smalțul dinților și pot și previn apariția cariilor dentare. Când vorbim despre un traumatism în zona feței, în zona dinților, tot la un medic ortodont trebuie să apelăm? Traumatismele dentare în cazuri mai rare se pot trata și în cabinetul ortodontic, dar sunt, dacă este nevoie de contenția prelungită a unui dinte care a avut, eu știu, o avulsie dentară sau care a suferit un traumatism sever, putem să facem și noi aparate de contenție pentru așa ceva. Însă, de cele mai multe ori, sunt tratate în cabinetul stomatologic. Cele mai frecvente traumatisme la copii sunt fracturile dentare, care uneori pot interesa doar smalțul dintelui și dentina, alteori pot interesa și camera pulpară, sau pot fi fracturi radiculare, fracturi de rădăcină, ori pot fi însoțite de avulsia parțială sau completă a dintelui din alveolă. Adică, practic, dințișorul este expulzat din gură. De regulă se tratează în cabinetele stomatologice avulțiile, traumatismele dentare. Vorbiți-ne un pic despre anesteziile care se pot face copiilor. Ce tip de anestezie se poate face? Ce riscuri există? La vârste foarte mici se folosește inhalosedarea. De cele mai multe ori se folosește inhalosedarea, care nu presupune niciun risc. Este vorba de acel gaz, protoxidul de azot, care nu este toxic sau nu presupune absolut niciun risc. Acum sunt anumite aparate speciale care dozează foarte exact, foarte precis concentrația de protoxid de azot care este folosită. Și, bineînțeles, copilul este mult mai liniștit. Asta se indică, anestezia
în general se indică atunci când copilul e foarte agitat și nu reușim sub nicio formă să colaborăm cu el. Sau dacă copilul se prezintă cu o leziune acută, da, cu un abces, e dureros și sunt manopere dureroase, atunci e normal că trebuie să îl sedăm și ca să putem lucra. De aceea e bine să apelăm la controle periodice ca să rezolvăm căriuțele cât sunt încă în fază incipientă și copilul să vină cu drag la cabinetul dentar. Eu știu, în cazul în care este vorba de o anestezie mai profundă și atunci se apelează la un medic anestezist, asta se realizează în locuri special amenajate pentru așa ceva. Însă, în cabinetele dentare, halosedarea este un mijloc uzual de folosire, de sedare a copilului, astfel încât să putem să lucrăm în gurița lui. Cu riscuri minime? Nu. Fără riscuri? Fără riscuri, da. Nu s-a întâmplat să apară vreun incident. De aceea sunt indicată folosirea lor pe scară largă, la vârste mici, dar uneori și la adulți, că sunt și adulți care au o fobie accentuată de tratamente ortodontice și de tratamente chirurgicale în special. În general, da. Nu le-aș limita la ortodontice. Nu. Până acum n-am avut un pacient cu fobie de... Dacă are într-o anumită zonă, are cu siguranță mai multe aspecte. Ce ați observat? Vin mai mult adulți sau își aduc și copilașii pentru astfel de tratamente ortodontice? Bine, niciodată nu este prea târziu ca să avem și noi, nu, adulții, un zâmbet frumos. Și da, în ultimii ani sunt foarte mulți adulți care sunt informați, citesc și atunci apelează la tratamentele ortodontice. Sau sunt trimiși de medicii stomatologi. Pentru că ortodonția nu este doar legată de aspectul estetic, ci și de aspectul funcțional. Și atunci, dacă la vârstă adultă s-au produs migrări ale dinților care ar ușura planul de tratament al unui stomatolog sau al unui implantolog, de pildă, și presupune corectarea poziției unor dinți foarte înclinați, care de altfel sănătoși, dar pentru că sunt foarte înclinați sau sunt foarte deplasați, ar presupune extracția lor. Tratamentul ortodontic îi poate recupera, le poate corecta axele și pot fi folosiți în continuare timp îndelungat. Deci se pot corecta atât anomaliile, cât și prezente, cât și migrările dentare survenite pe timpul vieții, astfel încât adultul să se poată bucura în continuare de prezența dinților lui parcată. Sunt tratamente de lungă durată. Sunt și costisitoare? Depinde. Sunt... Presupun că primiți întrebarea cât mă costă un aparat, nu? Da, este un pic greșită întrebarea cât mă costă un aparat, pentru că tratamentul este individualizat. Și atunci, în funcție de tipul de aparat ales, se stabilește un preț per tratament. De aceea sunt mai multe tipuri de aparate și mai multe tehnologii pe care noi le putem folosi, sunt și costuri variate. Și în funcție de fiecare... Da, de buzunarul fiecăruia, ca să zic așa, pot fi individualizate de la caz la caz. Inclusiv costul acestui tratament poate varia în funcție de tipul de aparat pe care și-l poate permite. Ca să ne ajungem până acolo, aș vrea să încheiem emisiunea cu mijloace de prevenție, nu? Să învățăm părinții totuși un tratament pre-ortodontic. Ok, deci pe perioada copilăriei e bine să dezvățăm copilul să de subtul degetului, subtul prelungit al tetinei, și limba poate cauza un anume tip de anomalie, deci deglutiția infantilă, și corectarea obiceiurilor vicioase în perioada primei copilării, deci până în 7 ani,
poate să asigure o evoluție normală a aparatului dentomaxilar. La fel și tratarea căriuțelor pe dinții temporari și să ne asigurăm că ei rămân pe arcadă exact și stau pe arcadă toată perioada copilăriei, astfel încât atunci când apar înlocuitorii, aceștia să găsească spațiul necesar pentru erupție și aliniere. Ei, toate acestea contribuie la o evoluție normală a dezvoltării aparatului dentomaxilar. Deci ar fi niște măsuri de prevenire a apariției anomaliilor dentomaxilare. La fel, respirația orală este iarăși o cauză care poate să predispună la apariția compresiei de maxilar. Deci, cumva, în prima copilărie trebuie să supraveghem copilul să aibă dinții sănătoși, integri. Asta presupune o igienă sănătoasă, o igienă riguroasă și o alimentație sănătoasă. Da, deci tot acolo e baza, în cei 7 ani de acasă. Okay. Noi aici ne adresăm părinților. Așa. Pentru copii faceți ceva? Aveți module de informare? Mergeți în școli? Li se explică și lor anumite lucruri? Că mă gândesc că poate ascultă mai bine de la specialiști decât de acasă, de la părinți. Da, eu vă spun că, mă rog, având copii, mai ales în săptămâna altfel, am colaborat cu învățătorii și am organizat sesiuni în care venim cu anumite materiale informative, în care chiar le-am dat copiilor câte o periuță și le-am învățat să se spele corect pe dinți, să facă mișcările corecte de igienizare. Deci pot fi, sigur că da. Iar cabinetele școlare sunt primele care trebuie să intervină în îndeplinirea igienizării corecte a dinților. Deci, practic, medicii din cabinetele școlare sunt cei care vin în contact cel mai des cu copiii. Și cam aici ar trebui să fie baza. Mulțumim foarte mult, iar telespectatorilor le recomandăm să urmărească și blogul dumneavoastră, care se numește Anca Oltean, doctor de zâmbete frumoase. Așa e. Vă mulțumim foarte mult și pentru zâmbetul dumneavoastră și sper că ați adus zâmbete și în casele telespectatorilor noștri. Iar dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc și celor care susțin emisiunea Parenting 21, a tuturor blogărilor de Parenting care sunt alături de noi. Ne revedem săptămâna viitoare. Cu bine!